Salut, Bivang, la un nou episod din GTA 5 cu moduri. Iată-ne din nou în joculețul ăsta și știu că a trecut foarte multă vreme, dar știu de asemenea că vă plăcea seria asta foarte mult, adică nici bine nu postam un episod și deja erau acolo peste 2-3 mii de like-uri instant. Așa că dacă vă place în continuare și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like și hai să intrăm noi în mașinuța noastră. De fapt, hai să vă prezint mașina mai întâi. Este vorba despre un Bentley. Foarte, foarte drăguță mașinuța. Și am înțeles că undeva în oraș, Cartoon Cat s-a combinat cu Siren Head. Acum, nu știu ce a apărut în locul lor, dar hai să ne imaginăm o combinație între Cartoon Cat și Siren Head. Ce ar putea să apară? Capul de la Cartoon Cat și corpul de la Siren Head? Sau invers? Chiar nu știu, nu pot să-mi imaginez chestia asta. Dar, da, trebuie să mergem în oraș, am fost sunați să investigăm situația, așa că exact acest lucru îl vom face. Și hai să vedem dacă reușim să strângem la episodul de azi peste 10.000 de like-uri. Ar fi foarte, foarte tare. Și dacă o să putem chestia asta, vă promit eu că vom face în continuare episoade cu GTA 5 cu moduri. Bă, da, mașina asta e absolut superbă. Uitați-vă puțin la interiorul ăsta. Deci n-ai, frate, ce să-i comentezi. Ce efectiv e genială. Doar că din ce am înțeles în oraș, Cartoon Cat nu mai e în aceeași locație. Dacă mai țineți voi minte, data trecută era undeva într-o clădire care încă nu era terminată, o clădire în construcție, și acum ci că și-a mutat locul undeva pe un pod. Dar singurul pod de aici, sau cred că singurul, e undeva un piculeț mai în față. Eu am așa o oarecare vagă idee, dar da, rămâne de văzut. Oricum, voi știți că aceste creaturi nu apar decât pe timp de noapte, deci practic noi pe timp de zi degeaba ne ducem acolo. O să trebuiască să mergem să-l pândim, să vedem când apare și să eventual să încercăm să-l omorâm, pentru că dacă putem să facem chestia asta, o să putem să-i luăm și puterile. Da, uite, uite, ăsta cred că e podul, mă. Ăsta cred că e cel mai mare pod din oraș. Ok, ușurel, ușurel. Și mă gândesc că n-ar sta în mijlocul străzii pe pod. De asta mi-a venit mie ideea că, bă, poate e sus, sus, acolo de tot. Corect? Acolo e foarte, foarte posibil să-și facă căsuța. Bă, dar pe unde ne urcăm și noi pe podul ăsta, frate? Hai că o să încerc pe aici direct, că altfel n-am nicio șansă. Uite, mă, că e o gaură pe aici, uite, așa fain frumos. Bun. Hai să mergem să investigăm situația. Deci sunt destul de mulți oameni care traversează podul ăsta. Dacă ar fi fost Cartoon Cat aici, să-i fi speriat pe oameni și chestii de genul ăsta, cred că ar fi alertat cineva poliția. Dar momentan noi suntem singurii care am venit aici să verificăm situația. Și pe cum vedeți, nu e nimeni aici. Bine, e pe timp de zi. Dar sunt, de asemenea, sunt și două de astea. Vedeți, unul acolo în spate și unul aici în față. Posibil să fie ba pe unul, ba pe altul. Asta ne face situația un piculeț mai greuță. Și de asemenea trebuie să vedem cum ne putem urca pe chestiile astea, pentru că vedeți, distanța e destul de mare. Eu, dacă sar de aici, o să pic în cap. Deci trebuie cumva să cobor de pe pod, să ajung jos, jos de tot, iar acolo abia o să putem să ne urcăm pe pod, eventual dacă vrem să urcăm sus, sus de tot acolo. Bun, hai să ne întoarcem și îl vom prinde, frate, îl vom prinde. Voi știți bine că am mai făcut episoade și l-am prins și pe celălalt Cartoon Cat. Acum, dacă el s-a combinat cu Siren Head, vrea să facă și mecherii de astea cu noi, să fie sănătos, nu ne interesează prea mult. Ce ne interesează pe noi este că dacă îl vom omorâ, îi vom fura puterile, ok? Și asta e destul de important. Bine, nu se va întâmpla asta decât 24 de ore. După cum știți, după asta Cartoon Cat își va recupera puterile. Dar măcar vreau să văd ce fel de puteri are acest Cartoon Cat nou. Această combinație. Pentru că practic el ar trebui să aibă și puterile lui Siren Head și puterile lui Cartoon Cat de acum ceva vreme. Hai să parcăm aici. Bun, s-a făcut 1 dimineață și cred că putem să ieșim acum. Cred că asta ar fi momentul optim. Bă, dar stai, oulu! Nu știu exact de ce m-am împiedicat. Vreau să verific că mi-e închisă și mie portiera, că uite, nu prea mi-e închisă. Închide-mă portiera asta. Așa. Bun. Acum întrebarea e pe unde ne urcăm noi. Bă, dar nu se mai vede nimic, mă, frate. Oare el a făcut chestia asta? Că nici nu pot să văd cu sniperul. Cred că e intenționată treaba, că în altă parte nu era ceață deloc. Aici acum s-a făcut noapte, imediat e ceață. Ok, hai să ne urcăm pe aici. Hai să ne urcăm pe aici și să vedem. Că vedeți, exact pe bara asta trebuie să mergem. Fix, fix. S-am grijă să nu pic. Mamă, e destul de nasol de urcat pe aici, sincer vă zic. Puterile lui Cartoon Cat, mai ales că acum s-a combinat și cu Siren Head. Bă, imaginați și voi că
nu ar trebui să aibă probleme din punctul ăsta de vedere. Ia mă să mă uit eu acolo, e ceva? Pe bune, dacă văd ceva, frate. Pe bune, dacă văd ceva. Hai să mergem un piculeț mai în față. Deci momentan nu se vede nimic. Bine, oamenii ăștia care se uită acum probabil ar merg pe stradă și văd un om care se urcă pe pod, zic, bă, ce mă cu ăsta? Și mai am și un pistol în mână, știi? Adică, da. Hai, ok, ne urcăm pe un pod, ce poate fi, ce poate fi nasol. Bine, ce poate fi nasol e doar Cartoon Cat care să ne provoace probleme. Lol, voi vedeți că e scara aici? What? Ok, aparent ne urcăm pe scară. Interesant, interesant, ia să vedem. Și aparent avem ceva fum. Țin minte că și prima dată când l-am văzut pe primul Cartoon Cat în GTA, și atunci era ceva fum. Oh, nu. Oh, nu, văd ceva. Hai să mă uit cu sniperul. Văd ceva, uitați-vă. Îl vedeți? Îl vedeți că îi se văd urechile? Oh my god, uitați-vă la fața lui, nu avea fața așa înainte. Ok, asta cred că o să fie o mică mare problemă, uite-l mă. Oh nu, oh nu, stai acolo, auleu, auleu, stai liniștit, stai. What? Oh my god, nu-mi zică și ăsta are abilitatea să se teleporteze. What? Cartoon Cat? Mă frate, stai ca ala din Garry's Mod? Știți că și ăla se teleporta. Dar l-am văzut, frate, deci avea corpul lui Siren Head. Ok, asta a fost extrem, extrem de ciudat. Nu știu unde s-a dus. Hai să încercăm să mergem în partea cealaltă. Tare cred că acolo s-a dus. Ăsta fuge de noi, frate. Ok, prietene, nu o să scapi tu de noi în niciun caz. Hai să mergem, dar l-am văzut pentru o fracțiune de secundă acolo. L-am văzut, am și tras în el. Ha, hai să scoatem ceva un piculeț mai rapid cu trasul. Uite, asta cred că o să fie destul de bună. Să vedem totuși, poate să reușim să-l doborâm. Da, mă uit, mă gândeam, zic, bă, poate fi picat pe jos, dar cred că ați văzut și voi că efectiv a dispărut. Știam eu, Cartoon Cat. Dai, mă. No, acum e invincibil. Nu moare. Ce faci, mă? Ce faci? De ce te uiți la mine așa? Dați-vă la mâinile lui. Hai, mă. Hai, mă. Hai. Uuu, Cartoon Cat-ule! Unde ești? Oh my god, ăsta nu moare! Ok, trebuie... Deci fii atent, fii atent. Fii atent că m-am supărat. Cartoon Cat-ule, m-am supărat. Cred că ar fi o idee să-l prindeți pe Cartoon Cat, să-l băgați la pușcărie, zic. O idee. Uuu! Bă, poliția își face datoria! Ați văzut? What? Poliția și-a făcut datoria pentru prima dată în viața lor. Nu vine să cred așa ceva. Și nu s-au mai luat de mine. Ok, unde ești, Cartoon Cat? Unde ești? Trebuie să confirm. Ok. Da, și vedeți, are mănușile lui Cartoon Cat. Dar are fața și după asta corpul lui Siren Head. E o combinație foarte, foarte stranie. Dar... Dacă v-ați uitat, uite, dați pe episodul următor, anterior de Cartoon Cat pe GTA 5 la mine pe canal. Să vedeți că n-avea fața asta până acum. Foarte straniu. Ok? Bănuiesc că am rezolvat situația. Și mâine dimineață, din ce știu eu din episoadele anterioare, știu că ar trebui ca eu să mă transform în Cartoon Cat-ul acesta. Și sunt foarte curios să văd ce putere are. Trebuie să încercăm puterile. În principiu, din ce cred eu... Cred că ar trebui să aibă o combinație între putere de Siren Head și putere de Cartoon Cat. Bună dimineața, o dimineață foarte plăcută, doar că nu știu ce caut aici, de ce sunt pe cea mai înaltă clădire din oraș. Am înțeles, de asta sunt pe cea mai înaltă clădire din oraș. Uitați-vă puțin, doamne, cât de ciudat se vede. Doamne, cât de ciudat se vede. Ok, asta e cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o în GTA până acum. Sincer, am mai văzut o chestie mai ciudată până acum. Oh, nu! Wow! Wow! Voi tăticule că au sărit toate mașinile din zonă. Bă, ăsta e foarte, foarte rău, caracterul ăsta. Cartoon Cat. Bine, și în combinația asta cu Siren Head?
Mamă, cum s-a dus ăla, mai trăiește? Ia, ia să vedem. Măi, ești bine, băiete? Hai că mai e bine dacă... Ia uitați-vă. LOL! N-are nimic! Mamă, ce mașină calitativă! Dacă a ajuns în halul ăsta și omul a mai ieșit din mașină și încă mai merge. Adică, înțelegeți voi despre ce e vorba. Hai să vedem dacă reușim să... Nu mai știu cum puteam... Știu că puteam să iau cumva pe oameni. Dar nu mai știu exact... Wow! Așa poți să iei! Ok! Uhu! Ia uite-le! Ești bine, băiete! Hopa! Hai că e bine, că nici nu mai știu unde e săracul. Hai că merge, merge treaba cu... cu cartunchetul ăsta. Mă, dacă te uiți din first person când faci săriturile astea... Oh! Mă, dar chestia asta îmi place prea mult. Deci chestia asta îmi place prea mult. Că efectiv distrugi totul în cale. Trebuie să vedem, cum luăm o mașină? Da, ok, nu așa. Nu asta vreau să fac. Păi, da, chiar, eu pot să merg cu o mașină? Adică, gen, efectiv să merg într-o mașină. Ia, stai pe loc puțin, băiatul. Băiatul, vreau să... Dă și mie să fac o tură. Aoleu. Păi, efectiv, eu nu... Dacă mă opresc într-o mașină, uite, merg lângă o mașină. Se boțește mașina aia. Adică, vreau și eu să iau o mașină. Să mă plimb cu o mașină. Oh! Da, aparent poți. Dar... cum stai cu mâinile? Că e cam ciudat. Ia, din first person? Hai, cam înțeles. Hai, cam înțeles. Așa conduce Siren Head Cartoon Kid. Nici nu știu cum să-i zic. Bă, dați-i nume în comentarii, frate, că e o ciudățenie. Un Siren Head-ul Cartoon Keto. Nu știu cum vreți să-i spuneți, dar... Mă, am ieșit din mașină și am făcut praf totul. Și acum... Mamă, dar de unde le scoate? Scoate bolovan din pământ, dar gen, aici nu prea ar avea în principiu de unde să scoată. Strică strada și tot scoate bolovanii. Ia, facem un test. Bolovan versus mașină. Cine va câștiga? Cred că bolovanul va câștiga dacă e. Ma, unde te duci, băiatul meu? Ia uite-le, vin un coace, vin un coace, vin un coace. Ce face? Ce e chestia asta? Ia, stai o secundă. Și? O, face un fel de... un fel de bubuială mare. Ia. Și? Bubuială! Hai că am înțeles. Asta e un piculesc cam mult. Un piculesc cam exagerată bubuială asta. Ia, stai să mergem, hai să mergem aici. Și? Bubuială! Băi, frate, nu cred. Nu cred câtă putere poate să aibă. E mult mai puternic decât era înainte. Pentru că înainte, na, era un singur caracter. Acum sunt practic două combinate. Și vă imaginați și voi că are combinația asta. Ia. Ia? Stai așa? Ia, fiți atenți. Bum. Aplauze. Bă, deci Cartoon Cat când aplaudă... A, păi nu poți să-l chem pe ăsta la emisiuni să aplaude la, în public. Îl face așa. Deci el când aplaudă, cam așa se întâmplă. Cam ceva de genul ăsta se întâmplă când aplaudă Cartoon Cat. Aplauze! Wow! Stai așa că a făcut ceva. Mă, cred că s-a făcut mult mai puternic. Dintr-o dată s-a făcut mult, mult mai puternic. Uitați-vă ce viteză are. Nu-l pot opri! Ajungem la avioane, ce vorbești? Doi tăticule. Bine, noi nu o să mai avem caracterul ăsta practic după 24 de ore. După cum știți, atât avem acces dacă l-am omorât odată. Și după asta el o să plece probabil că dacă m-a văzut că am reușit să-l omor. Vă dați seama că nu o să mai stea în aceeași zonă și o să trebuiască să-l găsim din nou altă dată dacă vrem să-l mai prindem. Dar... Da, am mers puțin spre țară, spre zona de țară, pentru că pe aici nu prea am fost atât de mult. În mare parte noi ne mișcăm în oraș, da? E și pe aici lume. Și pe aici lume poate vrea să-l vadă. Ia uite, bă, cum s-a dus cu remorcă cu tot. Cu remorcă cu tot. El pe motocicletă. Uitați-vă cum își stau mâinile în spate. Ia, din first person. Bă, din first person nu arată rău. Acum și zboară. Bine, e un zbor destul de ciudat, probabil din cauza că sunt combinate puterile. Dar
Frate, știe să și zboare. Oh my god. Uitați-vă cum face când zboară. Asta e super straniu. Și avea o problemă cu mașina. Hai că mai aveți probleme, băieți. Uite așa să zboară frumos. Nicio problemă, nicio problemă. Și... ups, l-am scăpat. A fost episodul de azi de GTA 5 cu moduri. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade de GTA 5, nu uitați să apăsați butonul de like. Vor urma și episoade cu GTA Online, cum făceam noi ca pe vremuri. Vor mai urma și episoade de GTA 5 cu moduri, dacă văd suport din partea voastră la acesta. Și da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!